Nu vii, mă, nu vii, nu vezi că am treabă? Ha, mă, Brânzoi, nu durează mult, mă, o oră maxim. Mergem cu căruță, luăm ceva, ducem la mine acasă și după aia te întorci, mă. Mă, Robi, mă, tu ai avut vreodată vreun caz de crimă, să zicem așa? Nu, adică n-am avut norocul ăsta, dar îmi doresc mult. Tu îți dai seama, intru în altă ligă dacă mă apuc de crime. Bă, Doamne ferește să ai parte de așa ceva, nu la asta mă refeream. Ziceam așa, dacă ai avut vreun caz pe care ai vrut neapărat să rezolvi. Da, m-am avut, normal că am avut. Acum nu pot să-ți dau un exemplu fix, dar am avut. Uite, azi dimineață, de exemplu, nu găseam bastonul de polițist. Bă, l-am căutat peste tot, Brânzoi. Și ca să vezi, ce zici, l-am găsit? Care, mă, bastonul ăsta? Lasă, tu răspunzi la întrebare. Zi, l-am găsit? Nu, nu l-ai găsit. Ba da, Brânzoi. L-am găsit, mă. Dar știi de ce? Că sunt polițist bun, mă. Am zis, ia să merg eu pe fir înapoi, mă, să văd când l-am văzut eu ultima oară. Bine, na. Deci, în concluzie, am avut. Așa, mă, și când căutai bastonul, te-a deranjat cineva? De unde știi? Nu știu, mă, te întreb, te-a deranjat cineva? Da, mă, Costel. Care Costel? Pisicul lui vecina. Deci eu, cum căutam bastonul, zic, ia să-l caut și în pat, că am patul lipit de geam, știi? Și ghiți, Brânzoi, cine era pe pervaz? A, Costel, nu? Bă, mă omori, Brânzoi. Bă, de unde știi, mă? Deci, Brânzoi, tu ar trebui să te faci polițist, mă, ai toate datele. Da, mă, dar știi ce m-a speriat? Bine, s-a speriat și el, că fusei... Că a plecat primul. Lasă-mă, pisicile, mă, te întreb altfel. Când ai avut o treabă importantă, te-a bâzit așa o muscă, mă? Da, dar nu când am treabă, când mănânc. Bă, Brânzoi, dar știi cum vii la mine? Zici că-s din zahăr. Și ție-ți place? Normal că nu, le dau cu pliciu. Uite, fix așa sunt eu acum, mă. Mănânci? Nu, nu! Vreau să sap și tu nu mă lași! Și asta îmi vine să-ți dau cu sapă, acum dai tu cu pliciu, muște! Bă, dar ce te enervezi, mă, așa? Păi cum, mă, să nu mă enervez când eu am treabă și tu nu mă lași? Păi și nu poți să te iei o pauză? Nu, mă, nu vin cu tine, că cine știe aiurea unde mă duci? Dar nu e aiurea, mă, e până la Dalida, dar trebuie să iau ceva. Nu vin! Nu? Brânzoi, dar dacă te rog eu altceva, mă ajuți? Jur că scap de mine. Hai, mă, căluțule. Hai, mă, te rog eu mult, pornește. Hai, mă, nu e departe aici. E la Dalida, mă auzi? Aici, la dreapta. Ca lumea de tot! Vai de capul meu! Ce, e Bugatti Veyron? Deci fii atent, Robi. Ești singurul polițist din lume care are mașină cu cal putere. Deci polițist, polițist, polițist adevărat ești dacă ai pistol de hârtie și faci pif-paf. Ia, fă-mă pif-paf. Ce, mă? Fă-mă pif-paf. Pif, paf. Păi, de capul meu, deci polițist original ești. Agentul Jason Bourne. Bă, Dorele, mă lași, mă? Păi, deci fii atent, când mergi așa, trebuie să faci și din cap. Trebuie să rotești din cap așa, să faci up, up, ua, ua. Știi cum? Îi tragi pe toți pe dreapta imediat. Bă, Dorele, mă lași, bă, cu miștocăreala. Tu zi mai bine cum pornește. Ce, mă, căruța? Da, mă. Păi, fii atent. Deci, bași cheia în contact, îi dai și după aia trebuie să dai la accelerație, așa, înțelegi? Și după aia, vezi că ai un buton acolo. Deci, vezi să-l apeși pe el acum, că asta știi cum pleacă, rachetă. Și când a plecat, să ridici flapsurile, că altfel să lovește eliția ele. Băi, eu vorbesc serios, mă. Și ce, mă, eu nu vorbesc serios? Ce să-ți trebuiască, mă, la asta, mă? Tu nici permis nu-ți trebuie, mă, la asta. Păi știu și eu cum se pornește căruța. Dai cu biciu un cal și pornește. Dă-i. Păi da, mă, dar eu sunt împotrivă la violență la animale. Mă gândeam că poate știi altă variantă. E una. Da, trebuie să ai plămâni, deci fii atent. Iei frumos coada și sufli în jigler, că sigur e înfundat și după aia pleacă. Bă, Dorele, mă, termină, mă, cu miștourile, mă. Păi de ce, bă, dar sună-l, mă, pe Brânzoi și întreabă-l cum să pornește, mă, dacă e. Nu pot să-l sun, mă. Că am zis că mă pricep, altfel nu-mi dădea căruța. Fii atent, eu te ajut. Ia hățurile alea în mână. Fii atent, că știu cum să pornește, gata, hai. Ia hățurile în mână și numără până la 3. 1. 2. Dinte bine, Robi! Ce viață ai și tu, calule? Te oprește foamea, te pornește bătaia. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, între noi nu e mare diferență. Că așa mă ține și pe mine, domn primar. Du-te încolo, du-te dincolo, du-te în stânga, du-te în dreapta. Mă ține din hățuri. Doar că nu dă cu biciu mine.
Dar asta pentru că n-are, că dacă avea, nici nu stătea pe gânduri. Eu de-aia nu dau în tine. Înțelegi? Că știu cum e. Că câteodată îmi vine și mie să zic ceva, să... Dar nu pot, zici că am zăbal în gură, exact ca tine. Uite, vezi, tu ai ochii acoperiți, că ai ochelari de ăștia de cal. Să nu vezi nimic, să ascunzi comenzile. Așa și eu. Bine, eu pot să mă uit pe sub ochelari așa, dar nu pot să fac nimic, n-am voie să comentez. Că așa e sistemul. De fapt, asta e, știi? Că asta e sistemul, vrea de la noi doar să ne facem treaba. Înțelegi? Adică eu să rezolv cazuri și tu să tragi la căruță. Dar la noi nu se gândește nimeni. Adică nu avem și noi suflet. Tu știi că în Delta există cai? Da, da. Sălbatești care aleargă liberi? Bine, eu n-am fost în Delta, dar am văzut la televizor. Ai vrea să te duci acolo? Ha? Să alergi așa cu alți căluți? Ai vrea? Da, Brânzoi. Da, sunt bine, da, da. Și calul e bine. Aha, acum veneam spre tine acum. Aha, bine. Pa, pa. Uite-te la mine. Eu nu mai am nicio variantă, că sunt pierdut. Dar tu mai ai o șansă. O să-ți dau drumul, te duci în Delta și le zici că Robi ți-a dat drumul. Da? Zi mersi că ți-am adus căruța. Ce mersi, mă? Tu zic cum s-a întâmplat. Păi nu ți-am zis, mă, deci... Oprisem căruța ca să fac un pipi și... Când m-am întors, ce să vezi, Brânzoi? Căruța goală, calul plecase. Unde, mă? Păi nu știu, că eu m-am întors cu spatele când făceam pipi. De ce te-ai întors cu spatele? Să nu râdă calul? Păi de ce să râdă? Las-o așa cum a picat. Și zici că a plecat. Da. Un galop, tăgădăm. Dar cum și-a desfăcut el hamurile, mă, te întreb? Că e greu pentru un om, dar păi pentru un animal. Că e cal și mai ales că n-are mâini. Da, adică m-am gândit și eu la asta. Ce să mai, Brânzoi? Asta e, am greșit. Acum sunt bun de plată, ce să mai, aia e. Cât mă costă? Nu te costă, mă, nimic. Păi de ce? Marcel? E cald, aștept, bă, știe singur drumul spre casă. S-a întors. N-o fi găsit drum. Ce drum? Nu contez. Ce faci, mă, aici? Te aștept mâine la mine în salopete să tai pomii cu varni, am înțeles? Domn primar. Bă, ne-am înțeles? Da, da. Așa. Ce a fost asta? Râde calul, mă. Are și el momentele lui când râde. Ai dreptate. Dacă nu râzi, cum să tragi la căruță? Vezi serialul pe Voio.